Salut și bine v-am regăsit la școala de fluier. Întotdeauna, după ce zic salutul ăsta, mă încurc pentru că nu știu exact ce vreau să spun. Dar de data asta știu ce vreau să spun. Astăzi avem o nouă lecție de caval. Imediat să îmi aduc și alealte cavale. Nu vreau să vedeți pianul din spate, că dacă vedeți pianul din spate o să mă pune să cânt la el. Sigur o să-mi zică cineva că să cânt la pian, mai ales din aia care mă cunosc și care știu că nu prea îmi place foarte mult. Pot cânt la pian în vreo video special, așa. Acum, astăzi avem o lecție specială. Bine, fiecare zi avem o lecție specială, dacă e să o luăm așa. Dar înainte de lecția specială, am niște chestii de comunicat. Nu fac videoclipuri separate pentru că știu că nu se uite nimeni la ele. Așadar, puteți dați mai în față dacă vreți lecția, dacă vreți să auziți ce am de comunicat, atunci puteți să ascultați. Deci, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care s-au abonat la canal. Ultima dată când am verificat era 81 și chestia asta mi se pare un lucru incredibil că stația oameni care au o pasiune pentru instrumentele populare și nu știu, e pur și simplu, nu m-aș fi gândit niciodată că ația oameni au pasiune, odată că au pasiune pentru a învăța scânte la instrumente populare și în al doilea rând că ația oameni ar suporta să mă asculte pe mine predându-le muzică populară la mai multe instrumente. Așadar, vă mulțumesc foarte mult și promit că nu mai fac nicio pauză de 8 luni de zile și o să continui să pun, sper eu, 2 videoclipuri pe săptămână. Bine, se apropie și bacalaureatul, deci s-ar putea ca la un moment dat să fie o pauză, dar doar mică, de vreo 2 săptămâni maxim. Așadar, ce altceva pot să spun? Aș vrea să fac un videoclip special. Să-mi cade tricolorul după cavalul, îl pun eu mai târziu. Aș vrea să fac un videoclip special la când o să ajung la 100 de abonați, ceea ce sper că va fi curând. Un soi de, cum e la modă pe YouTube, Q&A îi spune, sau ceva de genul ăsta. Adică să mă întrebați tot soiul de chestii și eu să vă răspund, sper eu că niște răspunsuri competente. Să mă întrebați despre... Eventual despre caval, despre muzică populară, despre fluier, despre alte instrumente și despre mine, dacă aveți vreo oarecare curiozitate, cum am învățat sau ce greșeli făceam la început, deși o să fac un video și despre asta, sau nu știu, ce părere am de vreun artist de muzică populară sau așa ceva. Dacă doriți, scrieți în comentariul videoclipului ăstuia și am să mai zic și într-un alt video mai târziu. Și când voi ajunge la 100 de abonați, am să vă răspund la toate întrebările astea. De obicei încerc să răspund și la comentarii la videoclipuri, dar nu fac asta tot timpul și ar fi o idee bună să răspund la întrebările pe care le aveți, pentru că până la urmă eu sper că cu toții, deși de la distanță, să fim buni prieteni. Așadar, astăzi vom face piesa Au plecat olteni la coasă. S-au întors, n-am de unde să știu, dar sunt sigur că au plecat și au scris și o melodie despre chestia asta pe care am să vă cânt la început pe caval în la și vine așa. Să vedem mai de aproape. Prima parte are 2 părți piesa. Și pe caval în si. Si.
partea a doua. Acum, la partea a doua, mie îmi place să fac o variațiune când o cânt a doua oară și să vin... Deci, încă o dată, partea a doua, rar, pe caval în la. Oh, pardon. Face și pe caval în si. Bun, și pentru că mi s-a cerut prin comentarii să fac și pentru 6 găuri. Ăsta e cu 6 găuri, e exact la fel. Dar îmi să fac o dată partea a doua și pe el. În si ăsta. Ce ne va? Că mi s-a înfundat. Apropo, sunt mai multe variante să-l curățați dacă se înfundă. Prima variantă e suflați aici. Puternic pentru a nu lăsa salivă. A doua variantă e puneți un deget pe vrană și suflați tare. Și a treia variantă e să trageți. Recunosc, varianta a treia e cel mai scârboasă, dar... Așa. Bine, dacă aveți 6 găuri, puteți la întoarcere să ageți. Să nu mai corect un pic. Bun, acum toată piesa, caval în la. Rar. Piesa rar, caval în si, 5 găuri. Piesa, caval în si, 6 găuri.
Așadar, asta este piesa Au plecat orten la coasă. Și exersați lent și apoi din ce în ce mai rapid. Putem, uite, chiar am să fac un videoclip și despre asta, cum să exersați și cu metronom și toate astea. Așadar, spor la exercițiu și săptămâna viitoare, dacă sunteți curioși, o să facem o lecție pentru cea mai tare piesă de caval din toate timpurile, și anume Hora din caval. Sigur o știți, aia care vine... Puțin mai greuță piesa, așadar exercițiile pe astea din urmă și săptămâna viitoare o facem pe asta. Bun, ne vedem data viitoare, spor la învățat. La revedere!